Canada. Mulțumesc înainte de toate domnului profesor Radu Ciuceanu pentru această invitație. Mulțumindu-i și pentru clipele de prietenie pe care le-am primit alături de domnia sa. În cinta mănăstirii Putna, alături de părintele Iachim, sau în camera de vechi a Patriarhului Teofilist, în Patriarhia Română. Mulțumesc, domnule profesor. Permiteți-mi un gând exprimat în fața domniilor voastre, intitulat Libertatea închisorilor și închisoarea libertății. Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului se impune conștiinței noastre ca un așezământ cu importanță deosebită atât prin reevaluarea și recuperarea în lumina adevărului, a unei etape dificile din trecutul recent, cât și prin efectul terapeutic pe care îl poate avea asupra românilor de azi. Terapeutic spun, în sensul în care nu poate exista împăcare între un popor și opresorii săi, o împăcare absolut necesară, între prigoniți și prigonitori, decât atunci când cei care au avut de suferit reconstituie și rememorează în duc de adevăr și iertare astfel de momente dramatice. Este o lucrare a celor care nu doresc răzbunarea și n-au nevoie să prezentau ostentativ lumii cu suferințele lor, ci vor să recupereze și să-și asume în libertate acele clipe dureroase spre împăcarea cu oamenii și cu propriul lor trecut. Pentru Biserică, acest institut este important și prin prisma numeroaselor prezențe în timpul cercetării sale, a unor figuri sfinte de clerici și mărturisitori, mirei de Hristos. La un simpozion asemănător organizat acum 10 ani, vrednicul de pomenire Patriarhului Teofilist sublinia în cuvântul său că acest institut a reușit, citez, să arunce raze de lumină în sufletele celor care nu cunosc îndeajuns viața bisericească a celei de luci. Institutul a încercat, prin mila Domnului și prin strădania ustenitorilor săi, și a reușit, așadar, să mărturisească despre suferința celor care în închisori au pătimit pentru credința lor și pentru că au dorit ca neamul acesta să viețuiască în demnitate și libertate. Unul dintre cei care au trecut prin școala închisorilor a fost părintele Duminicu Stăniloae. Adesea părintele spunea, citez, în închisoare am învățat să mă rog. Mă rugam și înainte, așa, în baza tradiției și a obișnuinței. În închisoare însă, când nu știi dacă mai scap sau nu cu viață, legătura cu Dumnezeu devine singura șansă de a nu-ți pierde identitatea și speranța. Atunci rugăciunea cu adevărat devine o respirație vitală a sufletului, nu în sens metaforic, ci în sens existențial. Paradoxal. În condiții privative de libertate, omul poate găsi uneori resurse nu doar de a supraviețui, ci chiar de a se maturiza și crește din punct de vedere al sufletului și al Duhului său. Existența constrângerilor exterioare poate fi uneori surmontată prin credința în Dumnezeu și convertită în minunate exerciții de libertate lăuntrică. Pentru că omul dobândește adevărata libertate nu în funcție doar de contextul social sau politic, ci neapărat în funcție de modul în care se raportează la Dumnezeu și la semenii săi. Apostolul Petru avertiza odinioară că citesc ceea ce te privește, aceea te și stăpânește. Omul poate fi închis în condițiile cele mai dificile, dar e mai liber uneori de încercare, având de plină libertate exterioară de mișcare și de manifestare, se lasă subjugat de ceva din cele mult prea pământene din jurul său. Este vorba despre dobândirea acelei libertăți care nu poate fi rătută de nimeni, care nu este condiționată decât de propria opțiune pentru o viață autentică cu Dumnezeu și cu oameni. Astfel se pot înțelege măcar în parte cuvinte precum ale părintelui Sofian Ochiu, cuvinte care uimesc și scandalizează deopotrivă omul de azi.
Dacă pot zice așa, îndrăznesc a spune că mie mi-a plăcut în închisoare. Tare bun. Eram bine acolo. Mult mai mult decât aici, în șasea noastră libertate. Te puteai concentra. Nimic, dacă erai puternic, nu te distrăgea de la Dumnezeu. De când apară, oftoamne, câte probleme. Am încheiat ce. Aceste multe probleme asupra cărora atrage atenția Părintele Sofian nu sunt altceva decât consecința modului eronat, în care omul se raportează la libertățile de tot felul. Este situația celui care nu valorifică libertățile de ordin politic, religios, cultural și așa mai departe, pentru a-și spori libertatea spirituală, ce le transformă în prilej și oportunitate pentru spre a se înrobi felului preoțelăniciului. Se ajunge, astfel, la situația paradoxală, când se poate vorbi cu argumente și mărturii, multe prezente în lucrările Institutului, despre o libertate a închisorilor, dar în același timp, la codul opus, despre o închisoare a libertăților de tot felul. Cu alte cuvinte, nici închisoarea nu te poate opri când vrei să dobândești libertatea în Dumnezeu, singura, autentică. Nici libertățile de orice natură fiere nu implică în mod automat situarea noastră în sfera adevăratei libertății. În ultimă instanță, diferența o face alegerea omului înaintea Domnului. Este una din multe lecții care se pot desprinde reflectând asupra roadelor aduse de-a lungul celor două decenii de Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, călătorii cu activitate cel puțin la fel de iubitoare și în anii celor urmă. Mulțumim! Vă mulțumesc pentru atenție.